Am văzut multe inimioare acolo. Unde sunt? A venit poștașul. Scoate biletul să vedem. A venit poștașul? Da. Scoate biletul să vedem. Fetița, ce-ai făcut aici? A venit o scrisoare prin poștă? Da. Romantic. Scrisoare pentru iubirea vieții mele. Ia să vedem ce zice aici. Motănel, virgulă, soțul meu. 22 iunie 2023, a pus și data. Da, ca să știm când s-a întâmplat. Trebuie să vedem și autoarea. Ție, mă, asta, ție, asta, tati, iubește fetița. Dar citește, dragă, ce scrie aici, a, că era? Trece minutul. A, mai era. Invers, măi. Da, uite așa, uite, că se vede aici 128. Da, dar ce pe de aici? A trecut minutul! Filmează mai departe, minutul. Că nu part în două. Motănel, 128, motănel, și acum vine, uite, și cu inimioară. Scrisoare pentru motănel. Aici n-ai ieșit de nimic. Dar aici I love you, probabil că a trebuit să fie. Da. Ies din și aici. Uite, și se vede bine. Mm. Aproximativ, dacă ar fi așa. I love you! De, fetița lui tati, păi cine iubește fetița? Păi cine iubește fetița? Uite și aici, uite și asta. Ia, ce-i mai scris? Unde-i mai scris? Aici. I love you și acolo. Aici am încercat prima dată, apoi aici. Uh-huh. Și ca se pare că fetița a descoperit chestia aia cu 128 radical de nu știu ce. Asta a descoperit-o și ea. Da, da, până acum nu știam. Noroc cu bluza cea nouă. Mm-hmm. Vezi ce scrisoare aduce poștașul la noi? Și eu acum cum pun asta? Cum o fixez de ceva? Că în toate părțile ne e scris pe o singură parte. Păi ce parte să o pun ca să se vadă tot? Nu se vede? Asta nu m-am gândit. Fetița lui tati, fetița lui tati. Dacă vrei, sau cum? Poți să o pui? Fetița lui tati, îndrăgostita lui tati. Îți dau subiect de gândire. Trebuie să vezi tu. Ia zi-mă, tu știi ce fac eu aici? Ia uite. Prin bulgarii. Mm-hmm. Ce s-a întâmplat? A mâncat o bombă și a explodat în gură? Deci s-a făcut capul așa? Da, prin bulgarii. Și cu sârmele astea ce e? Păi ca să stea mai bine antena. Vedeți voi chestiile astea cu păpușa cu capul explodat și cu o sârmă ieșind din gât? Păi mă, dar ai spus ce lucrezi, băi, nu trebuia. Acum știu eu de ce am coșmarul noaptea uneori cu tot felul de oameni desfigurați, cu mâini rupte, cu... Aici e plin de tot felul de mâini și picioare separate de corp, cap separat, cap explodat, sârmă care este înfiptă în gât. Ca să stea corpul bine. Da. În curând ieșim la plimbare, de-abia aștept, sper să nu mai plouă, mă. Mâinile astea lungi ca de Slenderman. Vedeți de unde apar personajele alea din jocuri? Da. Uite, uite. Și modelul, v-am zis, sunt trei rânduri care se repetă. Deci odată față, unde punem modelul, formă dos. Ce pufoșenie! Dos și după aia încă o dată față și apoi rândul următor punem modelul. Asta mi-aduce aminte de luna noastră de miere. Da. Deci mai întâi față, apoi dos, nu? După care rândul următor iar față. Uite, eu spre exemplu aici. Și iar dos și față și dos. Eu aici trebuie să pun model, vezi că uite, sunt cu firul în spate. Nu mă întorc deloc. Lucrez așa, uite așa, iau jeteu. Și fac două ochiuri scăzute împreună. Asta e tot modelul. Uh-huh. După care, v-am zis, rândul următor, facem dos când creștem la... Că zi, păi nu trebuie să fie romantic cu inimioarele astea? Da, ba da. Da, da, da. Păi da, asta. Eu văd că a trecut în tutorial de... Da, da. Păi sunt trei rânduri care se repetă. Asta e tot la model. Ia să vedem ce avem aici. Pentru iubirea vieții mele. Da, da, da. Nu, no, uite aici. Se vede și pe aici. Uite, scrisoare pentru motănele. Uite, iubirile peste tot. Mm. Mm-hmm.
pe foaie din aia de caiet că tu ești la școală, nu-i așa? Da, păi nu, Fetiță? dar scriam în schema de la păpușa asta, de la antena asta. Scriam schema ca să nu mai scriu încă o dată. Cine vrea să aibă coșmarul la noapte? Aici s-a terminat firul și am luat iarnar jeans-ul ăsta, că nu mai am de la altul. Nu mai știu cu ce am lucrat aici. Iarnar jeans am lucrat, dar e ăla mai... Fetița. Mai știu. Chiar nu mai știu. Știu că sunt două feluri de ianard. Oare câte modele aici, ori fi câte scheme, ori fi aici. Tot felul de ochiuri, de tâmpenii. Da, de... mai văd ceva interesant pe net. Hop, hai să mai fac o păpușică. Uite aici. S-a mutat fabrica de țesături, sau cum se numesc astea. S-a mutat aici la noi în casă. De. Bye bye.